n-am mâncat nici masa, l-am cinstit-o, nu știu. Dar am auzit să... niște chestii. O să vă invit la restaurant. La Mihai Cogălnicianu, nu? Da, da. Tot acolo? Da, când... La Mihai la Mare. Care e bun acolo, că mai mănâncă el în trupele NATO? Conseră, conseră. Fiecare zi? Da, 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 da. I-ai chemat și la nuntă? Adică a fost o nuntă? A fost câțiva. Nu a fost o nuntă, a fost o mică petrecere. Tu îți dai seama că e cel mai sigur loc de pe pământ, că sunt trupele NATO acolo, sunt americanii. Da, clar. Acolo sunt, ne vizitează zilnic. Te-ai însurat. Da. Dar de ce o spui cu... cu bucurie. Cu oarecare... nostalgie. Undă de tristețe, pentru nostalgie. Era, era de așteptat, era de așteptat, de asta zic. Adică sunt foarte relaxat, da. De asta o zic, da. Dar ai făcut restrâns așa, discret, cum ți-ai trăit de altfel. Doar am scos actele, doar am scos actele. Petrecere de... doar am scos actele. Am înțeles. Nu te-a costat mult nici meniul, bănuiesc. Da. Făcând la tine la restaurant. Dar nici dar nu s-a dat. Deci e pe minus. Ei sunt nașii sau nu? No, nu, nașul este în Constanța. Nașul este... da, la restaurantul lui. Bă, și eu dacă aveam de ales, adică nu-mi puneam naște la Năbodar, de exemplu. Ne vedem destul. Am de la Constanța. Nașul e crinul. Și a fost o petrecere... Da, 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 relax, toată lumea s-a distrat. Între prieteni, chiar l-am felicitat pe Viorel, da. Pentru că petrecerea a avut loc în... în fața casei lui. Da, da. Undeva așa, la iarbă verde, da, cu grătar, ce cu... ce drăguț! Foarte, chiar foarte mișto a fost. Corturi, corturi, e săli, da, e bord, rumuri. Sigur, foarte tare a fost. Deci ne-a plăcut maxim. Relax. I-am chemat să se relaxeze. Nici măcar haine noi n-am trebuit să... nu, nu, toată zis, casual... cum doresc, da. Da, foarte tare a fost. Un aer liber. Una dintre cele mai frumoase petreceri. Eu nu mai știu, Laurențiu, ai avut nuntă mare? Da, a fost măricică, vreo 200 și ceva de persoane au fost. Măricică. Dar la viu a fost doar o petrecere de acte, nu? De acte, da. Nu s-a... deocamdată. Nunta urmează, nu? Nunta urmează, bineînțeles. Da. Da. Construiești o sală de nunți pentru asta sau... nu cred. Sau poți să închiriezi un cort de la trupele NATO, ca să zic așa. Da. Dacă e tot vara, tot în aer liber, clar. La petrecerea burlașilor ai avut? Urmează. Cum, mă, urmează? Păi, petrecerea se face înainte. Se mai face înainte? Da, nu, mă, deci nu mai am. N-am avut atunci, asta e. Nu mai facem. Și te pregătești pentru întemeierea unei familii, că familie se numește de la trăim în sus. Ne așteptăm și noi ziua cea mare. Da. Care va veni curând. Mai durează un pic. A fost o perioadă în care a stat bănuiesc în studio, nu? Da. Nu prea. Am fost mai tot timpul pe drumuri, pentru că anul acesta am demarat sub egida 320 un turneu în diferite locații din țară. L-am început în luna ianuarie și încă mai concertăm sub egida 320, pub-uri, cluburi, sări de concerte, pe aici pe acolo. Ocupate, da. Da. Și... da, nu v-ați săturat să mergeți în turneu după 20 de ani? Anul ăsta se fac 20, nu? Bă, da, 97-2007, da. Ne-am săturat de drumuri. Atât. Drumurile sunt. Dar în rest asta le spuneam și colegilor astăzi, că suntem foarte norocoși că facem meseria asta. Vedem atâtea locuri faine în țara asta. Descoperim oameni extraordinari, da, peste tot unde mergem și chiar suntem niște norocoși că vedem și țara, ne întoarcem și cu un salariu acasă. Da, pe când poate alți oameni scot bani grei din buzunar, nu știu, să vadă Italia, corect, țara, frumusețile țării. Crede-mă, unii ajung la finalul vieții și nu își cunosc țara. Corect, da. Așa e. Noi din punctul ăsta de vedere ne considerăm binecuvântați că putem să... Mihai, ești foarte tăcut în această emisiune. Ce s-a întâmplat cu tine, tu, este care ziua lui, este după ziua lui. Da. E după ziua mea. A, este sindromul de după. Sindromul omului vesel după... A. Păi dați-i pastila de a doua zi, nu știu. Am luat-o, dar își face efectul mai târziu un pic. Am înțeles. Ce ai făcut de ziua ta, că sunt tare curios? Păi ce să facem, că dacă am plecat... în lansarea piesei. Ieri am tot mers pe la televiziune. Mihai, deci doar nu... la televiziune a fost ieri. Nimic... Lasă-mă, e bine să se știe. Da, se știe că-s multe. Că a fost mai pe multe... bogăție, pe belșug, că a fost mai multe pe televiziuni. Pe plus, e bine. Da. Iar spre seară am oferit colegilor mei, că așa este normal. Au băut ca, să nu zic eu ce. Nu, lasă ca, așa. Cepe cu, ca cu pâ de la pasăre. Așa. Și asta e, a doua zi n-am mai fost în stare să... Fați-vă la ei. Arată bine? Am băut niște vin cu Mihai. Da.
Și am sunt bine, nu? De asta de casă. De ziua ta. I-am cântat cel mai fals la mulți ani. Da. Asta la propunerea lui Viorel. Ce, băi, am rugăminte. Cel mai fals la mulți era, ani? Da, da, să vedeți despre ce e vorba. De ce să-i cântăm corect toată, pe ton? Eram toată trupa, așa. Plus managerul, plus un băiat, un tehnicul. Da? Eram vreo 10 persoane și Viorel ne-a propus fiecare să cânte cât mai fals. Cât mai fals. Și am cântat. Nu vrei să trăiască, deci a fost dezastru. Nu puteți să reproduceți asta, nu? Nu, pentru că nu sunt toți aici, dar fiecare cânta în gama lui. Era așa, da. Când vine bandul, îi cântăm lui Mihai încă o dată cu repetiție cel mai fals la mulți ani. Iar după cel mai fals la mulți ani, tot la propunerea domnului Viorel, i-am cântat pe mai multe voci. Cel mai armonizat la mulți ani. Ceea ce nu știți voi, după ce ați cântat cel mai fals la mulți ani din viața lui și el v-a servit cu cel mai fals vin pe care l-ați băut voi în viața voastră. Era făcut numai din pastile. Nu, să știi că vinul foarte bun. Foarte bun. A fost extraordinar. Extraordinar, se vede. Da, au băut ca păsările. Adică cu plăcere, vreau să spun. Traduc eu. Au băut cu mare plăcere. Da, fiane, îți mai aduce aminte prima ta zi de naștere în Formula 3 Sud-Est, de acum 20 de ani? Lasă să arăți primul an. Primul an, da. Ai plecat? Pe 26, uite, mi-aduc aminte când am lansat prima noastră piesă, 26 mai 98. Pe bune? Ți-a aminte data? Ce tare ești. 98 a fost, nu 97? 97 ne-am unit noi. Am început să lucrăm. Asta proiectul l-am scos exact. Am început să mergem pe la DJ Phantom la studio, dar piesa, nu, mai devreme a prins de mai. E 26 mai. Iar pe compilația deci fanaticii... Deci nu țin minte prima zi de naștere, dar 26 mai a fost lansarea primului album. Ba? Primul nostru album, da. Dar noi am început să concertăm mai devreme un pic. A, nu, lasă concertele. Eu zic, martie, prima dată când am lansat noi... Ai plecat când ați lansat-o? Piesa asta, de sau de acum pentru ăștia care nu erau discuți pe femeie. Cred că prin martie, aprilie... Ei, n-am cum să nu știe. Martie, dar mai am lansat albumul. Albumul l-am lansat în 26 mai. Oricum, nu era ca acum piesele... Lansai o piesă în martie și s-ar putea ca la noi în Baia Mare să se fie auzit prin august, știi? Acum... Imediat se auzeau, da. Da, toată lumea se duceau la acele tarabe și în momentul care apărea o casetă, apărea instant o diferență de o săptămână, câteva zile. Da, ați văzut cozi la tarabe, la lumea stând să cumpere casetele? Cozi nu neapărat, dar casetele noastre, dar cred că de obicei lumea era foarte interesată de muzică în perioada aia. Se cumpărau foarte multe casete. Mai treceam pe la Unirea, dacă ți-aș aminte, bio, și mai vorbeam cu băieții care vindeau casete la tarabă și... Erau puse așa una lângă alta, B.U.G. Mafia, 3 Sud-Est, Double D, România, T-shirt. Cred că apăruse și Genius. Și Genius, corect. Bravo. Proiecta 1. Proiecta 1, corect. Da. Cu Fată Verde, Proiecta 1. Și întrebam, cum se vinde 3 Sud-Est? Că ne recunoșteau băieții, băi, sunteți 3 Sud-Est. Și spuneam, bă, să dăm bine de tot caseta voastră, dăm 20, 30, 50 pe zi, nu știu, mă rog. Mamă, ceva 50 de casete doar la o tarabă. La una singură, da. Imaginați-vă că am... Ce cifre se făceau? Da, păi am nu exista internetul din cauza aia. Da, 250.000 de exemplare. Primul atunci, album. Primul album, 250.000. Da, da. Raportate, da. Mai erau și acum, pirații pe vremea, știi? Acum dacă vinzi 1000 de bucăți, tare. Ești super tare. Sau pe iTunes, 1000 de download sau 2-3.000, ești bun. Păi ții că la vremea aia mai veneau oameni din industria muzicală de afară, care luau legătura cu cei de aici din România. Și ne mai întrebau, voi câte casete ați vândut sau câte unități? Spuneam sincer, pe 250.000 se uitau la noi, cum să vin? Da, nu era, așa ceva. A fost noul val, să zicem așa, după 90 până 98, oarecum nu a apărut nimic care să nu s-a ascultat muzică, schimbe, nu prea s-a ascultat muzică românească. Exact, da. Și primii care au spart gheața au fost T-Shirt, MBMC și apoi la scurt timp... Ca unul, exact, da. Și Genius. Genius. Un pic înaintea noastră, câteva luni. Și după am urmat noi. Auzi, fanele cum erau pe vremea aia? I-ai povestit tinerei tale soții. Fanele erau tot în clasa 12, ca și acum. Știți că eu circulă o vorbă cu... Da. Rămân tot mereu în clasa 12. Păi așa e bine, altfel îmbătrânește proiectul, ca să zic corect. Vorbeam cu Viorel mai devreme, zice, mamă, ești în pantalon scurți. Da. Păi zic... Și noi cu sacouri, și elegant. Da, asta e imaginea. Da. Ne pregătim de seară. Dimineața am fost la colegii tăi, la Răzvan și Dani, în pantalon scurți.
A fost în pantalon scurt? Da, da. Da, dar era praf afară, era destul de frig. Nu, acum să știi că nu, a fost ok, chiar ok, era soare frumos. Nu, n-a fost frig dimineața. Dar ajungem noi la mare și ne dezbrăcăm noi. Da. De caracter. Înțeleg că urmează și un turneu în America? Plecați? Da, vom cânta în... Prima oară, nu? Nu, mai fost, am mai fost 2005. Exact, nu, 2007? 7 sau 5? 7. 2007, exact, cu 10 ani în urmă. 2007 am fost, tot așa, în mai multe orașe și acum, după 10 ani, revenim pentru comunitățile de români, evident. Cântăm în 12 orașe, cred. Da. Dacă vara asta? Nu, nu, în toamnă, octombrie. Undeva la începutul octombrie și, da, stăm o lună. Dar proiectul ăsta, 320, vreți să-l împliniți cu un concert undeva, o sală a palatului, un teatru, un... Nu, am zis să mergem cu Colindu prin țară, că e mai frumos. Să mergem în fiecare, da, cât mai multe orașe. Cât mai multe orașe. Noi la ei acasă de data asta. Anul acesta am concertat, cel puțin în București, doar la Berăria H, unde am avut sold out. A fost sala Arhid. Adică biletele s-au vândut cu câteva zile înainte de... Sold out. Așa, poate că vom face tot... Am spus, nu trebuie să fac reclamă, nu? Nu, sau, nicio e okay? Problemă, stai aici, nu contează, scuze. Așa, liniștit. Probabil că vom repeta locația... Să nu mai pronunțați 300 de da, frumos, ok, ok, ne cerem multe reclamă. Așa, probabil că vom repeta experiența, dar... cred că după ce revenim din state, în da. Noiembrie, așa. Aha. Da, sau poate sala palatului, nu știu, nu ne-am gândit la sala palatului. Nu uităm provocarea pe care o facem pentru Mihai a doua zi după, după ziua lui, o să-i... Cântăm la mulți ani pe cât mai multe voci, față, da. Dar asta când vin băieții din trupă. Până atunci v-am pregătit eu o provocare. Voi, băi, nu vreau să interpretez, dar nu mi-aș dori ca prietenii mei să fie falși precum se va cânta la mulți ani. Doar...